Imaginea momentului vine de la Consiliul European, unde cancelarul Austriei a fost așezat la masă chiar între președintele României și cel al Bulgariei. Astfel putem vedea din imagini cum Klaus Iohannis a stat alături de Karl Nehammer, care, reamintim, s-a opus ferm aderării celor două țări la spațiul Schengen. Așezarea ar putea să nu fie întâmplătoare, având în vedere că una dintre temele fierbinți care se vor discuta la Consiliu este chiar problema migrației, adică exact ce a invocat Austria pentru a respinge acceptarea României și Bulgariei în Schengen. Jurnalistul Digi24, Emma Stoica, este la Bruxelles și vine cu informații de acolo. Emma, te ascultăm. Bun găsit tuturor! Tema migrației este a treia temă importantă din Consiliul European din aceste zile. O temă pe care vedem inclusiv președintele Klaus Iohannis vrea să o abordeze, dar a specificat acesta: nu trebuie să legăm migrația de Schengen, pentru că sunt două teme diferite și mulți dintre politicienii europeni au legat ceea ce este o greșeală. Pe de altă parte, când ne uităm la aceste imagini despre care vorbeai, Teodora, și tu puțin mai devreme, vedem o interacțiune, putem să numim, între președintele Klaus Iohannis și președintele bulgar, dar și cancelarul austriac. De asemenea, putem să vorbim și despre o interacțiune pe care astăzi am văzut-o între președintele Klaus Iohannis și premierul din Suedia. Este foarte important de precizat, pentru că Suedia în momentul de față este cea care a preluat președinția Consiliului Uniunii Europene și cea care ar trebui să pună România pe ordinea de zi, dacă dorește sau nu, la Consiliul JAI. Pe de altă parte, dacă ne întoarcem la problema Schengen pentru România, știm foarte bine că cei din Austria au spus clar: până în momentul în care nu se rezolvă problema migrației, nu își vor schimba votul pentru Schengen. Iar în tot acest context vedem astăzi discuțiile în privința migrației. Președintele Klaus Iohannis a spus clar: România va participa la orice proiect este necesar, în așa fel încât această problemă să fie ținută sub control de Europa și Uniunea Europeană. Și Emma, în aceeași notă, de altfel un alt moment important al zilei a fost și vizita președintelui ucrainean la Bruxelles. Cum s-au desfășurat lucrurile? Așa este, am văzut o zi în care toate forțele, fie că vorbim de cele de securitate, fie că vorbim de cele politice, și-au dat mâna pentru această vizită pe care putem să o numim deja istorică, a doua vizită externă în acest turneu pe care Volodymyr Zelensky l-a avut în Europa în cele două zile. Am văzut discursurile pe care le-a ținut președintele Ucrainei atât în Parlamentul European cât și aici în Consiliul European, discurs care s-a bazat în primul rând pe o nouă cerere de ajutor pentru Ucraina. Vorbim aici de arme cu o focală lungă, arme grele care ar trebui să ajute Ucraina în războiul pe care îl are în momentul de față în țară cu Rusia. De asemenea, vorbim de avioane, a cerut Volodymyr Zelensky atât în momentul în care a fost în Marea Britanie, în Franța, dar și aici la Bruxelles, practic capitala europeană, a cerut din nou avioane pentru țara sa, pentru a putea să ducă acest război, această invazie pe care Rusia a făcut-o. Și un lucru foarte interesant, important de precizat, este cel legat de discursul pe care l-a ținut aici în Consiliul European. A spus Volodymyr Zelensky că în momentul de față are informații pe care le-a prezentat și către președinta Republicii Moldova, că Rusia încearcă să destabilizeze Moldova, încearcă să destabilizeze politica internă din Republica Moldova. Este un lucru pe care vedem nou în contextul în care, știm, Republica Moldova este vulnerabilă fiind la graniță și văzând foarte multă influență din partea Rusiei acolo. Așteptăm așadar să vedem cum se va concluziona acest lucru, care va fi răspunsul Republicii Moldova, dar și care va fi răspunsul liderilor europeni la toate cerințele pe care le-a avut Volodymyr Zelensky.
Aceasta este imaginea pe care Rusia nu o poate ignora. Președintele Ucrainei, țara pe care Putin vrea să o șteargă de pe hartă, alături de șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană. Imaginea celor două lumi cu aspirații complet diferite. Detaliu deloc de neglijat, pe podium, exact în spatele lui Volodymyr Zelensky, au fost plasați premierul Ungariei și cancelarul Austriei. Două țări din blocul comunitar care și acum, la aproape un an de la declanșarea războiului, fac notă discordantă de câte ori pot în relația UE-Rusia. După momentul fotografiei de grup, liderii europeni și președintele Ucrainei au mers în sala de ședințe, unde din nou au devenit evidente abordările diferite ale crizei de securitate în care Rusia a târât Europa, prin invadarea Ucrainei. O diferență izbitoare între atitudinea premierului Finlandei, Sanna Marin, care l-a îmbrățișat pe Volodymyr Zelensky, și cea a premierului Ungariei, Viktor Orban, care și-a ocupat locul la masă și a ignorat în mod vădit salutul dat președintelui ucrainean. Ceva mai departe, președintele Klaus Iohannis a discutat direct cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, cel mai probabil pentru o armonizare a pozițiilor înainte de începerea Consiliului European. Convocat inițial pentru decizii privind migrația ilegală și politica de azil, summitul de două zile se anunță unul dificil pe toate subiectele, adică inclusiv un nou ajutor dat Ucrainei contra Rusiei.